La cei aproape 41 de ani, Cristina este actriță de succes și o femeie împlinită. Ne-a împărtășit deschis viziunea ei asupra relațiilor de iubire. Nu a fost niciodată o promotoare a căsătoriilor, dar întotdeauna a considerat că o relație cu adevărat completă este una de lungă durată, în care te implici trup și suflet. Mi-a plăcut să am relații de lungă durată. Eu sunt extrem de statornică și de focusată așa, când mi se pune pata pe câte o chestie, frate, dar nu mă las până nu. Să fie acolo frumos, o relație stabilă, de lungă durată, de viață, dacă se poate. Și am avut doar relații de lungă durată. Nu știu ce... Mă gândesc acum ce n-a mers la fiecare. Fiecare relație este diferită în felul ei și tu ca om ești altfel, adică în fiecare minut ce trece ai prins ceva experiență, da, păi în ani. Orice, eu știu, relație care se termină la un moment dat poate reprezenta un eșec pentru ambele părți sau cel puțin pentru una dintre părți. Se spune că o despărțire este ca un doliu. Chiar așa e. Îți trebuie cel puțin o lună de zile ca să poți să mergi mai departe. Eu ieșit într-o relație pe care am avut-o, o relație de un an de zile, și se făcuseră deja 8-9 luni de când eram, de după despărțire, eram singură și cumva eram așa, floricică, nu... Nici nu cred că aveam o disponibilitate emoțională să cunosc pe cineva. Dar, dintr-o întâmplare, îl cunoaște pe Traian, într-o seară caldă, de vară, în urmă cu 8 ani. Tatăl divorțat a 2 copii, Traian, era la fel de liber ca și ea, așa că destinul a hotărât că e momentul lor. Am ieșit într-o seară cu niște prieteni ai mei, fete și băieți, și în centru vechi, în București, și era un meci de ăsta, de fotbal, ceva, un campionat mondial. Ne-am așezat la cea mai goală terasă. Am văzut un tip de care mi-a plăcut. Și vorba aceea, nu mai plăcea de nimeni de mult prea mult timp. Și am comentat chestia asta, știi, am zis cuiva, uite, de băiatul ăla face. Păi m-am întâlnit cu alți prieteni care au venit la altă masă, la aceeași terasă, și când m-am întors nu mai era băiatul respectiv. Ha, ia uite-mă, îmi place și mie de unul și nu mai e. Mă rog, vreo două zile m-am tot gândit la el așa, știi, mi-aduceam aminte doar doi ochi verzi, atât, nu, altceva nu. După vreo două zile am plecat la mare și stând acolo la terasa unui prieten, ajunsesem să vând la bar. Deci eram cu o prietenă și vindeam noi băutură la bar, era așa fun. Și a venit un tip mișto, nici n-am crezut că e român, să-și ia o bere, știi? Și i-am zis unei prietene, zic, uite, de el îmi place. Era întrebarea, dar ție nu-ți place de nimeni? Uite de... Și mă rog, am făcut cunoștință și cumva la câteva ore după el m-a întrebat, auzi, dar tu nu erai nici într-o veche acum vreo două zile? Și nu se poate așa ceva, domnule, ăsta e un semn. Știi, e ciudat că deja de la un moment dat nu știi cum să întrebi, măi, tu ești singur? Sau cum să-i spui, eu sunt, știi, eram singură pe aici. Și m-am tot gândit împreună cu o prietenă, băi, cum să-l întreb dacă e cu cineva? Adică mi se părea incredibil, știi? Și l-am întrebat, auzi, dar dacă noi ne mai vedem și în București, zicem că ne dăm o întâlnire, ne vedem în București, să-mi fie teamă așa că mă trage cineva de păr? Noi când ne-am cunoscut, amândoi eram foarte fericiți cu fiecare cu el însuși, fără încărcătura trecutului. Cred că iar a fost un lucru bun, pentru că una e să vii cu un bagaj de probleme în spate, de lucruri pe care... le mai ai de rezolvat și după aia în cuplu încerci să, eu știu, împreună cu celălalt sau separat sau pe ascuns să ți le rezolvi. Așa că noi, dacă eram amândoi
foarte, foarte liber și foarte pozitiv și ne-a fost foarte ușor, pentru că avem și o compatibilitate foarte mare. Atunci mi-a spus că el a fost căsătorit, este divorțat de 4 ani, atunci era divorțat de 4 ani și are 2 copii. Mi s-a părut foarte, foarte fain așa, că are 2 copii, l-am pus să-mi arate poze, adică a fost așa, foarte... Pe mine nu are ce să mă deranjeze, n-avea ce să mă deranjeze absolut deloc. Și când ne-am întâlnit în București, după primele noastre date-uri, așa, nu știu, cred că ne-am văzut de vreo 3-4 ori, mi-a prezentat și copiii, pe rând, pentru că chiar în ziua în care trebuia să-i cunosc pe amândoi, cea mică își rupsese mâna. Nu ne-am putut vedea și atunci l-am cunoscut atunci doar pe Cătălin. Și le-am cunoscut la aceeași terasă unde ne-am cunoscut și noi. Nu veneam cu o căsnicie în spate. Vin cu 2 copii. Cu căsnicia nu veneam. Căsnicia era de mult lăsată în spate. Nu mi-a fost teamă, pentru că eu nici nu vroiam o relație și nici n-am vrut niciodată o relație. Sau după căsnicia eșuată, așa cum ar vedea-o mulți, Nu mi-am căutat pe cineva. Eu cred foarte tare că toți copiii trebuie să fie fericiți și că chiar dacă părinții sunt despărțiți, copiii nu trebuie să simtă tensiunile dintre părinți sau momentele neplăcute. Dacă părinții își refac viața, ca să zic așa, trebuie să fie pe un moment ăsta de fericire maximă, ca și copiii să te accepte, să te vadă, să te primească în viața lor, pentru că vrei, nu vrei, ei fac parte din viața ta și tu din viața lor. Au norocul să aibă lângă ei pe cineva, un prieten foarte bun, l-aș numi. Eu îmi doresc foarte tare să am copii. Nu știu dacă o să ne iasă. El nu e foarte deschis către această treabă, pentru că el are deja 2 copii și cumva știe ce îl așteaptă. Eu nu. Și avem așa un fel de discuții în legătură cu asta. O să-l conving eu la un moment dat. Cristina își dorește un copil. Și eu îmi doresc un copil. Când se va întâmpla, se va întâmpla, nu știu. Tot respectul pentru cei care sunt căsătoriți și sunt fericiți și așa mai departe. Eu nu mi-am dorit niciodată o relație de căsătorie. Compatibilitatea lor se regăsește și în felul în care privesc ideea mariajului. Chiar dacă a crescut într-o familie ce pune mare preț pe ritualurile și valorile creștine, tatăl lui fiind preot, Traian împărtășește aceeași abordare relaxată atunci când vine vorba despre căsătorie. Prima condiție este să te bucuri tu de tine, să te simți bine cu tine. Nu cred în relațiile în care ea sau el se agață ca o caracatiță și de relație și de cuplu și încearcă să-și descopere fericirea din momentul în care l-a cunoscut. Cu cât relația nu e oficiată, adică nimeni n-are nicio obligație, mă rog, în teorie, cu atât mai mult îți dai silința, știi? Cred că o relație bună, de succes, o relație care durează în timp, e ținută de prietenie și de încredere. Aș fi fost un mare tâmpit dacă făceam scenă de gelozie, pentru că nu mi-a dat niciodată motive să fiu gelos. Și atunci era doar o problemă personală, nu știu, un bagaj din ăsta pe care îl duceam eu în spate, să fiu gelos fără motiv. Bărbații nu trebuie să știe totul. Da, poate că este adevărat. Un bărbat nu trebuie să știe totul despre femeie.